Angajații societății Horticultura SA au colorat câteva zone din Timișoara cu ajutorul florilor care au decorat centrul orașului de sărbătorile pascale. Nimic din ceea ce folosim pentru a face mai frumoase evenimentele orașului nu se pierde, ci merge către în sub o altă formă. Joia trecută, pe 6 iunie, am adus culoare în grădinile câtorva blocuri din oraș cu florile plantate în decorațiunile de la târgul de Paști Timișoara. Ne-au ajutat colegii noștri de la Horticultura și cetățenii implicați în zona cetății Bucovina, transmit reprezentanții Casei de Cultură Timișoara.